O crimă sângeroasă a îngrozit România după ce sâmbătă autoritățile au anunțat identificarea trupului incendiat al unui copil. Este vorba despre o fetiță de 4 ani care a fost ucisă chiar de către tatăl său vitreg. Inițial, bărbatul nu a recunoscut nimic din cele întâmplate, susținând că nu are nicio treabă cu moartea copilei, iar mai apoi a mințit că a alunecat în baie și s-a lovit cu capul de podea. Autoritățile și-au dat seama din primul moment că bărbatul minte, iar anchetatorii nu s-au lăsat convinși de explicațiile false ale criminalului. Văzând că nu are cum să scape, bărbatul și-a recunoscut crima, explicând că era stresat pentru că rămăsese cu doi copii în grijă, în timp ce soția sa se afla la maternitate pentru a-l naște pe cel de-al treilea copil. Într-un moment de furie produs de faptul că micuța avea multă energie și dorea să se joace într-una, acesta ar fi dat-o pe copilă cu capul de perete, lovitura care i-ar fi fost fatală. Văzând ceea ce a făcut, a băgat-o pe fetiță într-o valiză și a dus-o cu un taxi în locul unde a fost găsită de oamenii legii. Acesta a turnat două sticle de acetonă pe ea și i-a dat foc. O cameră de supraveghere a surprins tot acest moment. Inculpatul este acuzat de violență în familie, omor și profanare de cadavre. Pentru fapta sa, bărbatul își poate petrece tot restul vieții în închisoare.